Vă spun pacea Domnului și în această ocazie de Sabat Sfânt. Ne bucurăm din toată inima că putem să fim împreună în locul acesta. Slăvit fie Dumnezeu pentru că ne-a ascultat rugăciunile cei care am fost în dimineața aceasta la mana de dimineață. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne trimită puțin de soare. Și observați că Dumnezeu a fost bun cu noi. Aseară ne-am rugat ca Dumnezeu să oprească ploaia și a oprit-o. În dimineața aceasta ne-am rugat să ne ofere Dumnezeu soare și ne-a ascultat. Domnul fie lăudat pentru toate dovezile iubirii pe care ni le oferă fiecăruia dintre noi. În același timp am vrea să mulțumim responsabilor care au grijă de copiii noștri în timpul acesta în care noi suntem aici. Cortul a devenit neîncăpător, însă copilașii noștri sunt pe mâini bune. Vom avea ocazia după amiază să îi vedem din nou cântând spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Și fie ca orice cuvânt care este sădit în mintea lor, tot ce au învățat în săptămâna aceasta, Dumnezeu să le aducă aminte la momentul potrivit. Amin? Amin. Pentru momentele pe care le avem la dispoziție, ne vom îndrepta atenția asupra cuvântului Dumnezeu în cartea Apocalipsei și aș vrea să vă invit din toată inima ca să aveți Biblia pregătită. Și mai mult decât atât, m-aș bucura ca să vă luați notițe, pentru că multe lucruri, datorită timpului, nu le vom citi neapărat. Știu că dumneavoastră ar trebui, ca unii care citiți din Sfânta Scriptură, să vi le reamintiți, așa că la momentul potrivit vă voi face referiri cu privire la anumite pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul nostru în această ocazie de dimineață poartă titlul Sfârșitul jocului. M-am gândit ce poză aș putea să pun care să ilustreze oarecum gândurile pe care vrem să le studiem în această dimineață din Cuvântul lui Dumnezeu și m-am gândit la jocul acesta de șah. Nu suntem încurajați ca să jucăm șah și nu este acesta mesajul meu în această dimineață, însă dacă vă aduceți aminte, pentru cei care ați practicat vreodată sau au jucat șah, este un joc unde se cere abilitate și în același timp este nevoie să spui mintea în mișcare. Din nefericire am putea să ne punem mintea în mișcare pentru lucruri mult mai bune, însă veți vedea că această imagine unde vedem acești pioni, aceste piese de șah plecate toate în fața acestei piese importante, este o realitate în fața ochilor noștri, chiar în aceste timpuri în care noi trăim. Aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa la capitolul 18 și vă rog din toată inima să vă rugați și pentru mine ca Dumnezeu să-mi păstreze vocea, să vă rugați și pentru dumneavoastră, pentru ca tot ceea ce noi vom studia să ajungă în inima noastră, să nu pierdem nici o fărâmă din Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 18. Vrem să citim împreună de la versetul 4. 18 de la versetul 4. În acest pasaj pe care vom citi, este prezentat ultimul mesaj de avertizare pe care îl vor auzi locuitorii pământului înainte de momentul închiderii Harului. Citim împreună. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pasajul acesta ne prezintă foarte clar un gând important care a fost subliniat de dimineață de către slujitorul lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu are un popor care se găsește în Babilon. Dumnezeu iubește pe acești copii credincioși care trăiesc după toată lumina pe care ei o au. Și în acest timp, vreau să vă spun, frații mei, că într-adevăr sunt mulți oameni care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Spuneam în săptămâna aceasta, am avut posibilitatea în urmă cu 2 săptămâni, înainte de tabără, am avut posibilitatea să mă întâlnesc în Bacău cu aproximativ 10 predicatori, pastori, evangheliști din sânul Bisericii Pentecostale și Baptiste. Și am fost sunat să mă întâlnesc cu oamenii aceștia care aveau întrebări cu privire la mesajul nostru advent și cu privire la solia pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Sunt oameni care cu adevărat își pun întrebări. Sunt oameni care nu sunt mulțumiți cu lucrurile pe care le-au învățat.
și nu reușesc să găsească acele fărâme ale nestematelor prețioase din cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile care ne-au fost încredințate nouă ca popor. Și Dumnezeu dorește să ne trimită, așa cum ne spunea fratele Tinsley, Dumnezeu dorește să ne trimită în lumea aceasta ca niște îngeri, niște soli ai neprihănirii, pentru a prezenta ultima solie de avertizare, nu doar o învățătură intelectuală teologică, ci Dumnezeu dorește să exprimăm prin viața noastră faptul că Evanghelia are putere, în sensul că m-a schimbat pe mine, te poate schimba și pe tine. Dumnezeu are această putere în viața fiecărui dintre noi, dacă noi îngăduim. E bine, în versetul 4 Dumnezeu spune: ieșiți din mijlocul meu, poporul meu, ca să nu fiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Cu alte cuvinte, motivul pentru care Dumnezeu invită poporul său să iasă afară din Babilon este pentru ca ei să nu fie părtași cu păcatele Babilonului și să nu primească urgiile sau plăgile care au să vină peste Babilon. Acum, când citim despre aceste urgii, în cartea Apocalipsei, urgiile lui Dumnezeu sau cele 7 plăgi fac referire la revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Haideți să recapitulăm informații pe care le-am studiat în această săptămână. Mergem în Apocalipsa la capitolul 15 și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Vom învăța în această dimineață, nu voi predica, aș dori ca să mergem pas cu pas metodic, în așa fel încât să înțelegem ceva despre timpul în care noi trăim. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii. Cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Deci cele 7 urgii sau cele 7 plăgi reprezintă revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Haideți să citim versetul 7. Chiar de la versetul 6 am putea. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în incurat strălucitor și erau înciși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Și una dintre cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Deci Dumnezeu se adresează poporului său din Babilon și spune: ieșiți afară din Babilon, poporul meu, ieșiți afară din confuzie, ieșiți afară din încurcătura care se găsește în bisericile protestante apostaziate, ieșiți afară din spiritism, ieșiți afară din această închinare falsă promovată de fiară. Ieșiți afară de ce? Pentru ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți urgiile ei, adică să nu primiți cele 7 plăgi, mânia lui Dumnezeu. Cât am înțeles până aici? Mulțumesc foarte mult! Acum, recapitulăm un lucru foarte important. Cele 7 plăgi, mânia lui Dumnezeu, aceste urgii nu pot cădea atâta vreme cât Domnul Iisus Hristos încă mijlocește în sanctuarul ceresc. Trebuie mai întâi ca judecata de cercetare să se sfârșească. Trebuie mai întâi de toate ca ușa harului să se închidă și numai atunci vor fi revărsate cele 7 plăgi. Mergem în Isaia la capitolul 59. Isaia capitolul 59. Vrem să citim de aici împreună, începând de la versetul Isaia 59 și citim de la versetul, haideți să citim de la versetul 16. El vede că nu este niciun om, vorbește despre Dumnezeu, și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. Versetul 18.
El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da potrivnicilor săi ce? Mânia. Cum mai spunem la mânia lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei? Cele șapte plăgi, cele șapte urgii, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Observați în acest pasaj, este numai după ce Dumnezeu va îmbrăca haina răzbunării, numai după ce Dumnezeu își va pune coiful mântuirii, scrie aici, numai în momentul acela va fi revărsată mânia lui Dumnezeu. Însă în momentul acesta de astăzi, ce haină poartă Domnul Hristos încă? Este haina de mare preot. El este încă mijlocitor în sanctuar. Dar când mijlocirea se va sfârși, când ușa harului va fi închisă, atunci vor fi revărsate cele șapte plăgi, mânia lui Dumnezeu peste locuitorii lumii acesteia. Va veni un timp când nu vom mai putea alerga la Dumnezeu să ne cerem iertare. Biblia ne spune în Isaia 55 cu versetul 6: căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Deci cu alte cuvinte, va veni un timp când oamenii vor dori să-L caute pe Dumnezeu, dar va fi prea târziu. Și motivul pentru care oamenii îl vor căuta pe Dumnezeu este pentru că o vor face dintr-o motivație greșită. Acum, haideți să privim puțin la ecran. Vrem să citim un citat din Spiritul Profetic. Ascultați ce spune aici. Cartea Experiențe și Viziuni, pagina 36. Apoi am văzut că Iisus nu avea să părăsească locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor până când nu avea să fie hotărât fiecare caz, fie pentru mântuire, fie pentru nimicire, și că mânia lui Dumnezeu nu putea veni până când Iisus nu-și termină lucrarea în Sfânta Sfintelor, până nu-și scotea veșmintele de preot și nu își punea hainele răzbunării. Citim mai departe aici cu roșu: dar când marele nostru preot își va sfârși lucrarea din sanctuar, se va ridica, își va pune hainele răzbunării și apoi vor fi revărsate ultimele șapte plăgi. Acum, de aceea spuneam că acest mesaj este ultimul mesaj care va fi predicat în lumea noastră. Pentru că această înștiințare din partea lui Dumnezeu: ieșiți afară din Babilon, poporul meu, pentru că vin plăgile. Dar înainte să vină plăgile, judecata de cercetare trebuie să se sfârșească. E ca și cum Dumnezeu spune: încă ușa harului este deschisă, încă este posibilitatea ca oamenii să asculte Evanghelia. Ieșiți afară, poporul meu! Cât am înțeles și până aici? Mergem puțin mai departe și chiar vă rog să vă rugați și pentru telecomanda aceasta. Cu alte cuvinte, uitați aici. Avem evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Înainte de cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, noi știm că vor fi revărsate cele șapte plăgi care reprezintă mânia lui Dumnezeu. Plăgile nu pot cădea dacă judecata de cercetare nu s-a sfârșit. Mai întâi trebuie să aibă loc închiderea harului. Iar mesajul care va fi proclamat înainte de închiderea harului, noi îl numim Marea Strigare. Este ultimul efort al lui Dumnezeu în încercarea de a-i duce pe copiii săi la ascultare și la închinare adevărată. Amin? Acum, haideți să ne uităm de ce în mod special Dumnezeu îi cheamă afară pe cei care sunt în Babilon. Dumnezeu spune să nu fiți părtași la păcatele ei. Ne uităm în versetul 5 din Apocalipsa 18. Apocalipsa, capitolul 18, și citim versetul 5. De ce este atât de urgent acest mesaj, această solie din partea lui Dumnezeu? Versetul 5. Pentru că, observați, pentru că sunt două cuvinte care creează o legătură între versetul 4 și 5. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. De ce?
pentru că păcatele ei s-au îngrămădit. Și au ajuns până unde? Până la cer, și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Deci, cu alte cuvinte, păcatele Babilonului ajung până la cer înainte de momentul închiderii Harului. Pentru că, datorită acestei situații, pentru că păcatele Babilonului au ajuns la cer, Dumnezeu spune, ieșiți afară repede, pentru că se apropie momentul închiderii Harului, vor fi revărsate cele 7 plăgi. Câți înțelegeți că această înălțare a păcatelor, păcate care s-au ridicat până la cer, acest eveniment are loc înainte de momentul închiderii Harului. Înțelegem și lucrul acesta? Acesta este motivul pentru care Dumnezeu spune, ieșiți, versetul 5, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-au adus aminte de nelegiuirile ei. Hai să vedem de ce Dumnezeu își aduce aminte de nelegiuirile Babilonului. Mergem în Cartea Evrei la capitolul 10. Dorim să identificăm un eveniment profetic care are de-a face cu aceste zile din urmă. Evrei capitolul 10 și vrem să citim de la versetul 16. Ascultați ce spune Biblia aici. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie unde? În mintea lor. Versetul 17. Adaugă și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Deci în ce experiență trebuie să fim găsiți noi ca Dumnezeu să nu-și aducă aminte de păcatele și de nelegiuirile noastre conform acestui pasaj? Unde trebuie să fie legea lui Dumnezeu? În minte și în inimă. Și atunci Dumnezeu nu-și va aduce aminte de fără de legile noastre. Dar când păcatele Babilonului ajung la cer, Biblia spune că Dumnezeu își va aduce aminte de fără de legile Babilonului. Asta înseamnă că Babilonul a refuzat categoric. Este ultima picătură în paharul lui Dumnezeu. Babilonul a refuzat categoric să pună legea lui Dumnezeu în minte și în inimă. Întrebare. Ce eveniment profetic are loc înainte de închiderea generală a Harului? Înainte de revărsarea celor 7 plăgi? Ce eveniment profetic are loc înainte de sfârșitul judecății de cercetare? Un eveniment profetic când lumea se va uni împotriva legii lui Dumnezeu și va lupta împotriva sigilului Dumnezeu. Cum numim noi acest eveniment? Decretul duminical național sau impunerea semnului fiarei. Haideți să ne uităm împreună. Ascultați ce spune profetul lui Dumnezeu. Cartea Maranata, pagina 177. Priviți ce spune profetul. Ia întreabă. Când ajung păcatele ei la cer? Întrebare. Când prin legislație legea lui Dumnezeu este în cele din urmă făcută fără valoare. Și pentru că legea lui Dumnezeu va fi dată la o parte, este vremea ca Domnul să lucreze, spune psalmistul. Este vremea ca Domnul să lucreze pentru că ei calcă legea ta. Și de aceea acum vedem această mișcare care lucrează sub ungerea Duhului Sfânt pentru a rosti ultimul mesaj de avertizare înainte de momentul închiderii Harului. Câți ați înțeles până în acest moment? Vă mulțumesc foarte mult! Deci, cu alte cuvinte, avem evenimentul impunerii semnului fiarei, avem apoi marea strigare în care adevărul lui Dumnezeu va fi proclamat în toată puterea lui sub ungerea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Evenimentul acesta ne conduce la sfârșitul judecății de cercetare, închiderea Harului, sunt revărsate cele 7 plăgi și vine Domnul. Acum este un principiu foarte important atunci când studiem cartea Apocalipsei și l-am amintit și aseară. Ajută-mă puțin, Marco, ascultați dumneavoastră. Cartea Faptele Apostolilor, pagina 585. Profetul lui Dumnezeu spune,
în Apocalipsa se întâlnesc și se sfârșesc toate cărțile Bibliei. Deci toate cărțile Bibliei le găsim în ce carte? Învățături din toate cărțile Bibliei le găsim în Apocalipsa. Toate converg ca spițele unei roți de bicicletă, toate se întâlnesc în Apocalipsa. Deci, cu alte cuvinte, sunt multe pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu care ne pot ajuta să înțelegem mai bine cartea Apocalipsei. Acum vreau să mă ascultați cu atenție. Dacă noi putem identifica în Sfânta Scriptură momente în care păcatele Babilonului au ajuns la cer, noi putem să identificăm care va fi starea în lumea noastră înainte de impunerea semnului fiarei. Dacă studiem Vechiul Testament și descoperim momente în care păcatele ajung la culme, ajung la Dumnezeu în Babilon, starea pe care o vedem în momentul acela ne arată starea în care se va găsi lumea noastră exact înainte de impunerea semnului fiare. Câți ați înțeles și acest lucru? Acum haideți să ne uităm la trei exemple din Cuvântul lui Dumnezeu. Trei exemple din Cuvântul lui Dumnezeu unde păcatele Babilonului au ajuns la cer. Mergem împreună în Cartea Genezei la capitolul 10. Geneza capitolul 10 și aș vrea să vedem aici o cuscrire, dacă aș putea să o numesc așa, aș vrea să vedem o legătură între niște cetăți care poate noi nu ne-am gândit niciodată că lucrul acesta este găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, dar Sfânta Scriptură este o carte care ne prezintă lucruri noi și lucruri vechi. De aceea Biblia trebuie studiată din nou și din nou. Aș vrea să citim împreună de la versetul Geneza, capitolul 9 mai întâi, vrem să citim de la versetul 21. Geneza, capitolul 9, de la versetul 21. A băut vin, e vorba de Noe, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. 22. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați. Deci cum se numește acela care a văzut pe Noe dezbrăcat? Fiul său. Erau trei fii. Cum se numeau? Sem, Ham și Iafet. Dar cel care a văzut goliciunea se numea Ham. Citim acum în Geneza capitolul 10, de la versetul 6, ne sunt prezentați fiii lui Ham. Versetul 6. Fiii lui Ham au fost Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș, Seba, Havila, Sapta, Raema, Sapteca, fiii lui Raema, Sheba și Dedan. Acum, Cuș a născut și pe Nimrod. Deci avem Ham, a născut pe Cuș, Cuș a născut pe cine? Pe Nimrod. Citim mai departe. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. Versetul 9. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod viteaz vânător înaintea Domnului. Versetul 10. El a domnit la început peste Babel. Deci cine a înființat turnul Babel? Cine a temeiat turnul Babel? Nimrod. Citim mai departe. Erec, Acad și Calne în țara Șinear. Și pentru cei care luați notițe, în dreptul cuvântului Șinear, notați-vă Daniel 1, versetul 1 și 2, în câmpia Șinear era locul unde a fost construit Babilonul. Clar? Acum, cine a construit Babelul? Nimrod. Citim versetul 11. Ninive. Deci cine a zidit și Ninive? Tot Nimrod. Nimrod a zidit turnul Babel, Nimrod a zidit Ninive. Acum, aș vrea să citim, în linia aceasta, vrem să citim de la versetul 15. Descriind această spiță de neam din Ham, citim versetul 15. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut și pe Het. Sărim la 19. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gerar până la Gaza și cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim până la Leșa. Deci cu alte cuvinte au fost descendenții lui Ham, Cuș,
care au înălțat Babelul, care au înălțat cetatea Ninive și prin descendenții lor au fost puse bazele chiar și Sodome și Gomore. Nu e de mirare că vedem pe Ham, care a avut acea privire, nici nu știu cum să o explic ce fel de privire, când s-a uitat la tatăl său și vedem în linia lui genealogică, vedem că descendenții săi au fost aceia care au pus bazele Sodomei și Gomore. Acum, dumneavoastră înțelegeți că există o legătură între Babel, Ninive și Sodoma? Am putea spune că erau surori. Haideți să vă arăt din Biblie. Dumnezeu prezintă Babilonul în legătură adesea cu istoria Sodomei și a Gomorei. Mergem în Isaia la capitolul 13. Isaia capitolul 13 și vrem să citim de aici de la versetul 17. Până aici a fost clar? Ascultați ce spune Biblia. Isaia capitolul, cât am spus? 13, de la versetul 17. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici este descrisă o prorocie împotriva Babilonului, în versetul 1 spune, dar la versetul 17 spune așa. Iată atâți împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor doborâ pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor. Ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel, Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândriei a haldeilor, va fi ca cine? Ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce am citit în Apocalipsă. Dumnezeu are un popor încă în Babilon. Și înainte de a cădă plăgile, judecățile Dumnezeu, El spune, ieșiți afară din Babilon, poporul meu. Întrebare, în Sodoma și în Gomora, aceste cetăți care erau înrodite cu Babelul, cu Ninive, din Nimrod, vreau să vă întreb, a dat Dumnezeu vreodată Sodomei și Gomorei un mesaj unde Dumnezeu invita pe copiii săi din Sodoma și din Gomora să iasă afară înainte de a veni judecățile lui Dumnezeu? Da sau nu? A cui a fost adresată această chemare? Lui Lot și familiei sale. Acum, întrebare. Spune oare Sfânta Scriptură că înainte de venirea judecăților peste Sodoma și Gomora, păcatele Sodomei și ale Gomorei ajunseseră la cer? Am putea spune păcatele Babilonului ajunseseră până la cer în timpul acela? Da. Haideți să citim. Mergem în Geneza la capitolul 18. Geneza capitolul 18. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul, ascultați ce spune cuvântul, de la versetul 20. Înțelegând acest moment, când păcatele Sodomei, am putea spune, păcatele Babilonului ajung până la cer, acum putem să înțelegem starea care o vom vedea în lumea noastră înainte de impunerea semnului fiarei. Și în mod special, în ce țară va fi impus pentru prima dată semnul fiarei în lumea noastră? Statele Unite ale Americii va conduce. Când America tușește, Europa are gripă. Da? Deci întreaga lume copie modelul Statelor Unite ale Americii. Și tot ceea ce noi vom vedea acum în cadrul Sodomei, vom vedea exemplificat cu adevărat, da, în întreaga lume, dar în mod special în Statele Unite ale Americii. Priviți ce spune Biblia în Geneza 18. Și Domnul a zis, versetul 20, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Deci Dumnezeu spune, păcatul lor, vestea despre nelegiuirea lor a ajuns până la mine. Vă aduceți dumneavoastră aminte că în Geneza la capitolul 13, când Lot s-a despărțit de Avram, Sfânta Scriptură ne spune, frații mei, că oamenii din Sodoma și Gomora erau nespus de răi. Dar păcatul nu ajunsese încă la culme. Dumnezeu s-a dus să verifice și a văzut.
Dumnezeu a văzut cum oamenii erau în stare să batjocorească dacă ar fi putut pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că dacă Domnul Hristos ar fi mers alături de cei doi îngeri, oamenii ar fi încercat să tragă pe Creatorul Universului și să-și bată joc de El. Și aceasta va fi condiția în lumea noastră, da, înainte de cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar în mod special înainte de impunerea semnului fiarei. În ce țară, în mod deosebit? În Statele Unite ale Americii. Mergem în Apocalipsa la capitolul 11. Apocalipsa, capitolul 11, pentru cei care vă luați notițe, puteți să vă gândiți dumneavoastră la toate pasajele care vorbesc despre pilda pe care a spus-o Domnul Hristos când vorbea despre Sodoma și Gomora. El întotdeauna a spus că avem de învățat din acea generație, cum a fost în zilele lui Lot, cum a fost în acele zile, la fel va fi. Dar în Apocalipsa, capitolul 11, ne este prezentată istoria unei țări, Franța ateistă, unde vedem manifestat spiritul Sodomei. Ascultați ce spune Biblia în Apocalipsa 11. Apocalipsa 11, vrem să citim împreună de la versetul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei. Și îi va birui și îi va omorâ. Aici este vorba despre cei doi martori, Vechiul și Noul Testament, adevărul lui Dumnezeu. Versetul 7. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, acolo unde a fost răstignit și cine? Stați puțin, Domnul Iisus a fost răstignit în Sodoma? Domnul Hristos a fost răstignit în Egipt? Nu, ci aici se vorbește într-un sens spiritual, că în această fiară, în această națiune, unde avea să fie manifestat spiritul Sodomei și ateismul Egiptului, copiii consacrați ai lui Dumnezeu aveau să fie măcelăriți. Pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi l-ați făcut. Vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 9, când Domnul Hristos vorbea cu Saul și spunea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, de te prigonesc? Și atunci Iisus i-a spus: Eu sunt Iisus pe care îl... Dar Pavel nu-l persecuta sau nu persecuta pe Domnul Hristos în carne și oase, ci el îl persecuta pe Domnul Hristos în persoana cui? Vă dați seama lucrul acesta, frații mei? Dumneavoastră înțelegeți că ori de câte ori oamenii se împotrivesc adevărului Dumnezeu, ei se împotrivesc de fapt Domnului Iisus Hristos? Dumneavoastră înțelegeți că ori de câte ori noi avem de suferit pentru cauza Evangheliei, cine este acela care suferă împreună cu noi? Domnul Iisus Hristos. Acum, împlinirea acestei profeții a avut loc în Franța ateistă. Ia ascultați dumneavoastră. Cartea Educație, pagina 228. Și aduceți-vă aminte, dacă Domnul Hristos a spus că starea lumii va fi ca în timpul Sodomei și Gomorei, asta înseamnă că ceea ce s-a întâmplat în Franța ateistă se va repeta la nivel mondial în zile din urmă. Ascultați dumneavoastră. Educație, pagina 228. Mulțimile sunt astfel făcute să creadă că dorința este cea mai înaltă lege, că desfrâul înseamnă libertate și că omul nu este răspunzător decât în fața propriei lui persoane. Cu o asemenea învățătură, dată chiar la începutul vieții, când impulsurile sunt mai puternice ca oricând și necesitatea purității și stăpânirii de sine este cât se poate de urgentă, unde sunt păzitorii virtuții? Ce va împiedica lumea să devină o a doua Sodomă? Dumneavoastră ați văzut ce val a fost produs în țara noastră prin aceste cazuri care au fost descoperite la Caracal. Lumea a fost uimită, mută, ba chiar au ajuns să discute probleme la nivel național. Țara noastră are un spirit acum de revoltă datorită acestui spirit manifestat în timpul Sodomei. Ascultați! În același timp,
Anarhia caută să măture cu desăvârșire legile țării, nu numai pe cele divine, cât și pe cele omenești. Centralizarea bogăției și a puterii, alianțele la scară mare pentru îmbogățirea celor puțini pe socoteala celor mulți, asocierile claselor sărace pentru apărarea intereselor și cererile lor, spiritul de neliniște, de răzmeriță și de vărsare de sânge, răspândirea la scară globală a acelorași învățături care au dus la Revoluția franceză. Toate acestea au tendința de a conduce toată lumea într-un război similar cu acela care a frământat Franța. Deci, cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat în timpul Revoluției franceze vom vedea întâmplându-se în întreaga lume, dar în mod special în ce națiune? Statele Unite ale Americii. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Franța. În Franța, în timpul Revoluției franceze, când a fost manifestat spiritul Sodomei, două instituții date de Dumnezeu de la început au fost desființate. Instituția căsătoriei și instituția sabatului. Profetul lui Dumnezeu îi numește cei doi gemeni. Cei doi gemeni. Ascultați! Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și a domniei terorii a declarat un așa război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său Cuvânt, cum lumea n-a mai văzut niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost interzisă de adunarea națională. Bibliile au fost adunate și arse în public, se legau Biblii de cozile măgarilor și se ștergea, își băteau joc de cuvântul lui Dumnezeu. Bibliile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. Instituțiile Bibliei au fost desființate. Ziua de odihnă săptămânală a fost îndepărtată și în locul ei fiecare a 10-a zi a fost destinată hulei și veseliei. Deci în timpul Revoluției franceze, instituțiile date de Dumnezeu au fost desființate. Care au fost instituțiile date de Dumnezeu? Familia, căsătoria și ce? Și sabatul. Știți ce au desființat pentru prima dată? Familia. Și odată ce noi vom vedea în lumea noastră spiritul Sodomei, distrugerea instituției date de Dumnezeu în grădina Edenului, urmează foarte curând să vedem pus la colț cea de-a doua instituție dată de Dumnezeu, care este sabatul. Întrebare pentru dumneavoastră. A desființat Statele Unite ale Americii prin lege instituția căsătoriei? Da sau nu? Da. Veți spune, frate Andrei, dar homosexual a fost de când este lumea. Minorități în acestea sexuale sunt de când este lumea. Prietenii mei, asistăm cum legea în numele acestor minorități sexuale bagiocoresc, ba chiar oamenii ajung să facă pușcărie dacă comentează și nu sunt de acord cu implementarea acestor lucruri în lume. Ori dacă vedem în lumea noastră și în mod special în Statele Unite ale Americii, spiritul Sodomei manifestat, ce vom vedea foarte curând în Statele Unite ale Americii? Ce urmează să fie înălțat în America în curând? Semnul fiarei, legea duminicală. Acum uitați-vă dumneavoastră. Ajută-mă, fiți atenți aici. The Guardian. Căsătoriile între homosexuali au fost declarate legale în întreaga Statele Unite ale Americii, în întreaga țară, după decizia istorică a Curții Supreme de Justiție. Și în urma acestei decizii, Casa Albă și marile instituții din America au fost proiectate lumini. Curcubeul, care este un simbol al mișcării homosexuale și minorităților sexuale în ziua de astăzi. Dar în cartea Apocalipsei, deasupra tronului Dumnezeu este curcubeul. Este o răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu. Ia uitați-vă aici, CNN, același lucru. Ia uitați-vă dumneavoastră cum lumea sărbătorește. After the historic Supreme Court ruling, gays and lesbians can marry in all 50 states. The 5-4 ruling written by Justice Anthony Kennedy
require states to marry same-sex couples no matter where they live. Indiferent. Victory for gay rights advocates. The justices rule that states cannot deny gay men and certificat de căsătorie. Mai departe. Ia ascultați cu atenție. Acum, vă aduceți aminte ce imagine am avut la început? Ce imagine? Care a fost prima imagine? Tabla de șah. Prietenii mei, Satan a mutat prima piesă. El vrea să ajungă un moment când va ajunge să dea șah mat lumii întregi. Însă el își pregătește foarte bine jocul. Și acum el stârnește acest spirit al sodomiei, al imoralității în lume, dar în același timp el mută altă piesă, îndemnându-i pe oameni să strige că judecățile lui Dumnezeu vin datorită imoralității în țară. Ambele grupe îi aparțin aceleiași puteri. Teză, antiteză și Satan vrea să ajungă la concluzie. Sinteză. Ia ascultați. Marea luptă, pagina 587. Cu toate acestea, chiar această categorie de oameni susține că rapida răspândire a stricăciunii se datorează în mare măsură profanării așa numitului sabat creștin și că impunerea păzirii duminicii ar face într-o mare măsură morala societății. Deci odată ce această stricăciune este prezentă în lume, diavolul vine și îndeamnă pe alții să strige pentru sfințirea duminicii. Atenție! Această susținere este accentuată îndeosebi în ce țară? În America. Întrebare, este America în momentul în care prima instituție dată de Dumnezeu a fost desființată? Da sau nu? Ce instituție urmează să fie desființată în curând? Sabatul, atenție, unde învățătura cu privire la sabatul adevărat a fost predicată pe scară largă. Aici lucrarea de cumpătare, una dintre cele mai proeminente și importante dintre reformele morale, este adesea combinată cu mișcarea duminicală, iar apărătorii acestea din urmă se prezintă ca unii care lucrează pentru promovarea celor mai înalte interese ale societății. Iar aceia care refuză să se alieze cu ei sunt denunțați ca fiind dușmanii reformei și a cumpătării. Marea luptă, pagina 587. Haideți să ne uităm la un alt citat. Marea luptă, 591. Puterea de a face minuni se va descoperi prin spiritism și își va exercita influența împotriva celor care aleg să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Comunicările din partea duhurilor vor declara că Dumnezeu le-a trimis pentru a-i convinge de rătăcirea lor pe aceia care leapă de duminică, afirmând că legile țării trebuie ascultate ca fiind legea lui Dumnezeu. Ele, adică aceste duhuri de dragi, vor deplânge marea nelegiuire din lume și vor susține mărturia învățătorilor religioși care susțin că starea morală decăzută este cauzată de necinstirea duminicii. Observați ce face Satan pe tabla lui de șah. Mai întâi de toate aduce păcatul sodomiei, aduce imoralitatea. Acum el împinge în față o altă piesă, un alt pion, un alt cal, un alt nebun. Și el împinge în față, îndemnându-i pe oameni să strige după o reformă și după o redeșteptare în societate. Aceasta este dorința lui. Și oamenii, în dorința de a salva moralitatea țării, se vor implica în tot felul de mișcări care sunt combinate cu sfințirea duminicii. Și ce s-a întâmplat? In June, the Supreme Court struck down bans on same-sex marriage. We've wondered if there would be some nuance to this or if it would be narrowly tailored. Mai departe? Ia uitați-vă. Și în urma acestei situații din America, bisericile protestante, Rick Warren, unul dintre marii predicatori în aceste biserici, se întâlnește într-o conferință la Vatican pentru a apăra căsătoria alături de Papa Francis. Observați, apropo, știați dumneavoastră că această Curte Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii este în mâna romano-catolicilor? Deci când Curtea Supremă de Justiție a Americii a votat
căsătoria între homosexuali, minoritățile sexuale, a cui agenda de fapt a fost pusă? Agenda Bisericii Romano-Catolice. Dar acum Biserica Romano-Catolică apare ca un salvator al familiei ei. Uitați-vă dumneavoastră, în timpul lui Ratzinger, în întâlnirea mondială a familiilor, duminicile trebuie să fie o zi de odihnă dedicată lui Dumnezeu și familiei. Spune Papa, în a apăra duminica, noi apărăm libertatea umană. Duminica este ziua lui Dumnezeu și a omului. O zi în care fiecare trebuie să se simtă liber, liber alături de familie, liber alături de Dumnezeu. Și în momentul în care aceste lucruri au fost împinse în Statele Unite ale Americii, ghiciți dumneavoastră unde a ales Papa să vină cu Ziua Mondială a Familiilor. El a ales să vină în America. În 2015, această întâlnire mondială a avut loc. Philadelphia, locul libertății religioase în America. Dintre toate orașele pe care le puteau alege, au ales locul unde a fost pentru prima dată promovată cu putere libertatea religioasă. Și ei au venit cu agenda de a proteja familia. Uitați-vă! Iubirea este misiunea noastră. Familia trebuie să devină pe deplin puternică. Dar înainte de a pleca în America, ascultați solia lui Francesc. Ascultați! Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dragi frați și surori, bună ziua! Oggi unii dintre noastre cunoașteți acest material. Azi deschidem un mic traseu pentru a medita cu privire la trei dimensiuni care marchează așa zisul ritm al vieții de familie. Repausul sau odihna, munca și rugăciune. Începem cu repausul sau cu odihna. Azi vorbim despre odihna. Și spunem imediat că repausul sau odihna este o invenție a lui Dumnezeu. Să ne amintim cum se termină raportul creațiunii din cartea Genezei pe care l-am ascultat. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Frații și surorile mele, ce este acum adus împachetat frumos cu fundă roșie și așa mai departe? Ce este împachetat la oaltă cu această acțiune pentru salvarea moralității, salvarea familiei? Ce? Frații mei, e posibil ca și în țara noastră, în urma acestor nenorociri care se întâmplă, lumea să strige, națiunea să strige că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, la moralitate? E posibil ca în această situație în România, în școli să fie acum impusă religia? E posibil? O, iubiții mei frați, Satan lucrează și își mută piesele lui pe tabla de șah a omenirii. Noi vedem foarte clar că într-adevăr păcatul ajunsese la cer în timpul Sodomei. Și aceasta este starea lumii pe care o vedem în lumea noastră astăzi, chiar înainte de impunerea semnului fiare. Clar acest lucru? Am înțeles acest lucru până aici? Doi, vă aduceți aminte, am subliniat două cetăți pe care le-a înălțat Nimrod. Babel și Ninive. Haideți să ne uităm la Ninive. Mergem în Iona la capitolul 1 și vreau să vedeți că această cetate care a fost ridicată tot în spiritul lui Nimrod a ajuns cu păcatul până la cer înaintea lui Dumnezeu. Iona, capitolul 1. Iona, capitolul 1. Vrem să citim împreună de la versetul 1 și versetul 2. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Odată ce identificăm
aceste ocazii în care păcatul ajunge la cer, putem cunoaște starea lumii înainte de momentul împunerii semnului fiare. Iona 1 de la versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine, spune Biblia. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit prin Iona, prin Sonia sa, această cetate ar fi avut parte de judecățile lui Dumnezeu. Dar ce a făcut Iona în timpul acesta? Iona a fugit, am învățat dimineață. Însă în acest timp, când răutatea ajungea până la cer în Ninive, Biblia ne spune că în alte părți erau dezastre naturale, unde oamenii încercau din răzputeri în a găsi soluții pentru rezolvarea problemei. Uitați-vă ce spune Iona de la capitolul 1, versetul 4. Priviți ce spune cuvântul Dumnezeu. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfarme. Ce a început pe mare? Furtună. Notați-vă Psalmul 107 cu versetul 25, unde Biblia ne spune că în urma acestor furtuni pe mare, valurile urlă, valurile se izbesc, valurile sunt cele care distrug. Corabia amenința să se sfarme. Corăbierii s-au temut, a strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai... Vă întreb pe dumneavoastră, de ce au început să arunce din corabie oamenii uneltele? Ce arătau ei prin aceasta, aruncând din corabie uneltele să o facă mai ușoară? Ce arătau ei prin aceasta? Faptul că ei erau cum? Disperați, faptul că fiecare dorea să găsească soluție pentru ce? Pentru starea aceea în care se găseau. Și cine căuta soluții pentru în acea furtună, în acel dezastru natural? Biblia ne spune că pe corabie erau oameni din diferite părți ale pământului. Și fiecare a început să strige la Dumnezeul lui. Spunea fratele Vince dimineață, asemenea unei întâlniri ecumenice, religiile lumii s-au unit acum și au spus: trebuie să găsim soluții pentru salvarea planetei, la fel cum omenirea a fost salvată printr-o corabie. Trebuie să salvăm omenirea. Trebuie să o salvăm. Și acum au început toți să caute soluții, strigând fiecare la Dumnezeul lui. Însă Iona era pe corabie ca observator în mișcarea ecumenică. Iona era acolo pe fundul corăbiei. Dumnezeu i-a încredințat o lucrare, dar el era acolo dedesubt. Și în cele din urmă, mișcarea aceasta ecumenică, știați că a găsit vinovatul, între ghilimele? Pe cine a pus degetul în cele din urmă? Iona. Și l-a întrebat: cine ești tu? Sunt un evreu și mă închin Dumnezeului Creator. Eu sunt acela pentru care Dumnezeu îngăduie aceste lucruri. Frații mei, dumneavoastră nu înțelegeți. Dumnezeu îngăduie aceste nenorociri în lumea noastră, da, pentru a-i trezi pe oameni. Dar Dumnezeu îngăduie aceste nenorociri pentru ca Iona să iasă în față. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri pentru ca noi să putem proclama adevărul lui Dumnezeu cu putere. Amin, frații mei. Întrebare. Spune Biblia că la sfârșit neamurile, diferitele neamuri ale pământului, își vor da sufletul de groază și nu vor ști ce să mai facă la auzul urletului mării și al valurilor. Da, frații mei, citiți Luca capitolul 21. De la versetul 25, Biblia ne spune: vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și oamenii, spune, își vor da sufletul de groază în auzul urletului mării și a valurilor. Oamenii vor fi îngroziți, nu vor găsi soluții pentru ceea ce se întâmplă. Întrebare, e posibil astăzi ca religiile lumii să se unească și să-și dorească să găsească soluții pentru aceste schimbări climatice din lumea noastră? Frații și surorile mele, uitați-vă la noi în ocazia de astăzi. În urmă cu 3 zile aici la Hagota, am crezut că ninge. Și suntem în luna august.
Suntem în luna august. Cu ochii noștri vedem într-adevăr că se întâmplă ceva în lumea noastră. A nins la începutul verii în anumite părți din țara noastră. Lumea experimentează situații pe care nu le-a întâlnit niciodată. Ia uitați-vă dumneavoastră aici. Fair observer. Ascultați. Poate spiritualitatea și religia să ne ajute în schimbările climatice? Ascultați dumneavoastră. Agenția Reuters. Pot religiile lumii să ne ajute în lupta împotriva schimbărilor climatice? Deci religiile lumii acum sunt chemate să rezolve problema schimbărilor climatice. Ia uitați-vă, Parlamentul Religiilor Lumii pentru o lume mai dreaptă, mai plină de pace, o lume susținută. E nevoie de acțiune în problema schimbărilor climatice. Ei avem nevoie de responsabilitate pentru viitor, religii pentru pace. Ia ascultați dumneavoastră. Pope Francis has released his encyclical calling all people. Toată lumea este chemată pentru protecția planetei. Acest video a fost eliberat cu ocazia summitului de la Paris. Cea mai puternică personalitate în lumea religioasă. Evrei. Dumnezeu ne-a dat lumea ca o grădină. Nu putem să ne curtăm cu ea ca o pustie. Lumea musulmană chemată să se implice în soluționarea acestei probleme. I commend His Holiness and all faith and scientific leaders here today for raising awareness of the urgent need to promote. Liderii religioși și lumea științifică să avertizeze lumea de pericolul schimbărilor climatice. At the very same time he tells us all, listen to what scientists are telling us. Science and religion are coming together. Știința și religia trebuie să vină împreună. Ce trebuie să vină împreună? Știința și religia. Oamenii, într-adevăr, și-au pus în acțiune pe corabia lui Iona, au început să arunce ce știau ei ca marinari că trebuie de făcut. Au zis, nu mai ajunge știința. Este nevoie să implicăm ce? Religia. Frații și surorile mele. Și împreună cu această mișcare, la pachet știți ce este pus? Sfințirea duminicii. Legea duminicală. Sodoma, păcatul până la cer. Ninive, păcatul până la cer. Dezastre naturale, religiile lumii se unesc. Și ultima cetate este într-adevăr turnul Babel. Știți că la turnul Babel păcatul a ajuns până la cer? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte că în momentul în care Nimrod a construit turnul Babel, datorită timpului, nu mai descrie în toate versetele. În Geneza 11 spune că Nimrod i-a condus pe oameni să nu se mai împrăștie pe fața pământului. Însă această agendă era o agendă anticristică. Era împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus în Geneza 1:29. În Geneza 9:1, Dumnezeu a spus în Geneza 11 de 3 ori că noi atunci pe pământul acesta când am fost puși de Dumnezeu, El a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dar dorința lui Nimrod era să construiască un turn și o cetate care să ajungă până la și Dumnezeu a trebuit să intervină. Dar cum de-a reușit Nimrod să înșele pe oameni în a se uni în acest turn și această cetate? Știați dumneavoastră că acest turn și această cetate reprezintă de fapt unirea bisericii cu statul. Nimrod dorea să stabilească o nouă ordine mondială unde biserica să fie unită cu statul. Ascultați ce spune Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 119. Când a fost parțial terminat turnul acesta, o parte din turn a fost ocupat și folosit ca locuință pentru ziditori. Alte încăperi, splendid mobilate și împodobite, au fost închinate idolilor lor.
Oamenii se bucurau de succesul lor și slăveau pe Dumnezeii de argint și de aur. Deci când Biblia spune un turn, asta înseamnă o biserică și o cetate. Biserica și statul împreună la turnul Babel, în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dar cum de a păcăli Nimrod pe toți? Ei bine, a mutat o altă piesă pe tabla de șah. Și astăzi diavolul le spune oamenilor astfel, frații mei. Satan le spune, știa, vorbeam cu fratele Tinsley, cu frații de aici. Știați dumneavoastră, este cartea aceasta lui Roger Morneau, O călătorie în supranatural. Știați că acolo este scris că demoni sunt în stare să picteze capodoperi, picturi care valorează 10 de milioane de dolari. Și oamenii se gândesc și intră în expozițiile acestea și se întreabă cum de-a putut fi pictat tabloul acesta. Frații mei, în mod literal, Satan comunică agenților săi agenda de pe pământ. El a mutat pionul imoralității. El mută un alt pion strigat pentru moralitate, pentru aducerea familiilor la oaltă. Tot el provoacă acum dezastre naturale. Își împinge în față un alt pion și spune: voi strigați pentru salvarea planetei, unirea religiilor, dar la pachet pune sfințirea duminicii. Și Nimrod a procedat la fel. Și când a construit turnul și cetatea, nu mai deschidem, spune că în loc să dea cu var pe turn, a folosit smoală. Dar de ce smoală? Ce altceva fusese dat cu smoală înainte de turnul Babel? Corabia lui Noe. Geneza capitolul 6, Exod capitolul 2, coșulețul lui Moise, în care a fost pus Moise pentru a-i fi salvată viața, spune a fost uns cu luci cu smoală. Deci prin faptul că a dat acel turn cu smoală, Nimrod a reușit să adune locuitorii pământului într-o nouă ordine mondială, în încercarea de a-i salva de la un nou dezastru natural. Schimbarea climatică. E nevoie să ne protejăm, e nevoie să ne ajutăm, e nevoie să venim împreună pentru că dezastrele vin. Dar în această agendă știți ce făcea Nimrod? Cu bună știință, el călca în picioare legământul lui Dumnezeu cu omul. Pentru că Dumnezeu a făcut un legământ cu omul. Ce a spus Dumnezeu în legământul său? Niciodată nu va mai fi ce? Nu va mai fi potop. Și nu numai că Dumnezeu a dat un legământ, Dumnezeu a dat și un semn al legământului. Curcubeul. Deci când noi vedem pe Nimrod al acestui timp, venind cu această agendă de a aduna locuitorii pământului pentru salvarea planetei, protecția noastră în cadrul dezastrului naturale, veți vedea că la pachet este strecurată și sfințirea duminicii. Frații și surorile mele, vreau să vă mărturisesc un lucru. Cei care ați venit în tabăra aceasta în urmă cu 2 ani, cu 3 ani, cu 4 ani în urmă, cei care mă cunoașteți de mai mult timp, vreau să spun, predicam lucrurile acestea și nu le vedeam împlinirea lor. Le vedeam în Biblie, le anunțam în viitor, dar astăzi sunt în fața noastră. Și eu mă întreb ce poate să ne mai arate Dumnezeu fiecăruia ca noi să înțelegem că într-adevăr venirea Domnului Hristos este foarte aproape. Momentul acela când păcatele ajung la cer. Fiți atenți ce spune profetul lui Dumnezeu. Că avea să se întâmple dacă acest plan avea să reușească. Atenție aici. Spune așa. Spune în Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 123. Spune profetul lui Dumnezeu. Spune, alianța lor a fost întemeiată pe răzvrătire. O împărăție întemeiată pe înălțare de sine și în care Dumnezeu nu avea să aibă nici stăpânire, nici onoare. Și dacă această alianță ar fi fost îngăduită, o putere teribilă avea să se ridice pentru a izgoni de pe pământ neprihănirea și cu ea pacea, fericirea și siguranța. În locul legilor divine care sunt sfinte, drepte și bune, oamenii se străduiau la data aceea să pună legi care să corespundă cu scopurile inimilor lor egoiste și crude. Ce spune profetul? Dacă agenda aceasta ar fi continuat și Dumnezeu n-ar fi intervenit, ar fi fost date legi, decrete, care ar fi luat neprihănirea de pe pământ.
Frații mei, vedem noi împlinirea acestui lucru astăzi? Ia uitați-vă dumneavoastră. Ajută-mă! Persecuția aceasta se apropie. Mergi mai departe? Merge mai departe, Marco? Ia ascultați! Tornada din Călăraș a ajuns în presa internațională. La Republica, tornada apocaliptică în România, imaginile sunt impresionante în România. Ascultați, înapoi, a doua tornadă în România, imagini filmate în județul Iamlumița. Mai departe, o nouă tornadă în România, oamenii din zona au fost avertizați pentru mesaj Row Alert lângă Alba Iulia. Mai departe, grindină găzută în Zalău a avut efecte devastatoare. Aproape 2500 de mașini distruse și peste 600 de clădiri afectate. Mai departe, grindină cât o nucă în Zalău, avem frații de aici din Zalău, aproape n-a rămas o mașină care să nu fie lovită. Furtuna a distrus zeci de mașini și acoperișuri. Săptămâna trecută la Constanța a fost o furtună tropicală, frații mei. Au filmat oamenii cum în portul Tomis, în Constanța, pe faleză, în timp ce bătea vântul, mișca mașinile una lângă cealaltă. Și au trimis pe turiști acasă. Lucrurile acestea vor deveni mai rele și mai dezastroase. Ascultați. Peste 1200 de tornade în fiecare an în America. De 4 ori mai mult decât în tot restul lumii la oaltă. 200 de tornade au distrus America în 2 săptămâni. Mai departe. Și în timpul acesta, pe cine credeți că se va da vina? Cum se numește tabăra noastră? Cei 3, Ilie și ultima generație. Întrebare. Au dat în vremea lui Ilie vina pe Ilie pentru dezastre naturale din vremea lui? O, iubiții mei, frați. Pe cine va fi dată vina în zilele din urmă? Pe cine? Pe Ilie. Mergem mai departe? Ia ascultați. Susținerea că judecățile lui Dumnezeu vin asupra oamenilor din cauza călcării sabatului duminical se va repeta. Deja a început să fie susținută și o mișcare pentru impunerea păzirii duminicii câștigă teren cu repeziciune. Marea luptă, pagina 580. Ia ascultați. Vă aduceți aminte când a fost tsunami acela în Indonezia? Pastorul acesta presbiterian spune: călcarea sabatului a dus tsunami. Știți în ce zi a avut loc tsunami? Duminica. Și el spune: Dumnezeu ne pedepsește pentru că am călcat ziua duminicii. Călcarea sabatului a condus la tsunami. Tsunami, pedeapsa lui Dumnezeu. Piesa de șah mutată. Strigați acum, mai departe. Ia ascultați. În urma dezastrelor din America, da? Un senator din statul Arizona spune: faceți participarea la biserică duminica obligatorie în urma dezastrelor naturale. Mai departe, Fox News: să facem duminica o dată zi de odihnă de dragul lui Dumnezeu. Mai departe, Donald Trump împreună cu victimele potopului din uraganul Harvey declară duminica zi națională de rugăciune. A fost o zi atunci, nu toate duminicile. Dar în America liderii religioși s-au oprit și au zis: duminica aceasta ne rugăm pentru salvarea națiunii noastre. Frații mei, ce va veni curând peste țara aceea? Vom vedea dezastre cum niciodată nu ne-am mai gândit. Dar în același timp, în timp ce Satana mută aceste piese, el invită liderii religioși să strige pentru sfințirea duminicii. Mai departe, propunerea pentru salvarea planetei. Multe credințe, un singur pământ, stăm alături de Papa Francisc în privința schimbărilor climatice. Mai departe, enciclica Papei Laudato Si, scrisoarea aceea trimisă tuturor liderilor lumii, la punctul 237, duminica ca soluție pentru rezolvarea problemei climatice. Mai departe? Legile duminicale nu sunt despre creștinătate, au de-a face cu economia. Tot felul de articole putem găsi în lumea noastră. Opriți-vă duminica, simpla soluție pentru îngălzirea globală. The Guardian. Mai departe. Apasă?
apasă Germania, Polonia, întorcându-se înapoi la Biblie, Polonia se întoarce la duminică ca fiind ziua de odihnă. La cine se întoarce Polonia? La Biblie, ascultați dumneavoastră. La Biblie păzind ziua duminicii. Este adevărat lucrul acesta? Mergem mai departe. Mergem la Germania, Europa, mergem. Israelul discută despre adăugarea duminicii ca o nouă zi de odihnă. Mai departe. Ia ascultați dumneavoastră aici. Sindicatul Global, Alianța Europeană pentru Duminică. Without a day where we don't work. Many workers nowadays don't have a choice, with all the consequences for their families and their private life at large. Uni Europa, the European Services Workers Union, cer noului Parlament European și noua Comisie Europeană să facă o diferență de a avea legislația care împiedică oamenii să lucreze duminică. Să facem în așa fel ca duminica să fie o zi specială pentru noi toți. Mai departe, Greta Thunberg, trec mai departe, câtă mișcare pentru salvarea planetei noastre. Mai departe, te rog. Mergem. Ascultați aici înapoi. Francis despre criza climatică. Timpul s-a sfârșit, avem nevoie de decizii urgente, imediate. Ascultați. Francis declară schimbările climatice urgență. Și ascultați acum națiunile Pământului. Priviți aici. Marea Britanie de bine, prima țară pentru a declara în privința schimbării climatice urgență. Bune, unii dintre noastre ați văzut clipul acela când în Marea Britanie se discută și spune este timpul să hotărâm acum. Ascultați mai departe. În Parlamentul Marii Britanii este aceeași știre, un pic. Irlanda declară schimbarea climatică urgență. Frații și surorile mele, cât să mai dureze? Până când în cele din urmă Satan va face șahmat. Piesele sunt mutate, imoralitate, strigați pentru familie, la pachet cu duminica, dezastre naturale, religiile lumii se unesc. În cele din urmă, mișcările acestea ecumenice vor pune la colț copiii credincioși a lui Dumnezeu. Dezastre naturale, soluții pentru salvarea planetei, încălzirea globală, națiunile se unesc la pachet sfințirea duminicii. Și cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu crede, frații mei, că nu se vede nimic la orizont. M-au auzit ce vă spun, fraților? Nu se vede nimic la orizont. Cum se numește tabăra noastră? Cei trei lie și ultima generație. Vă aduceți aminte dimineață fratele Vins și am vrea să concluzionăm acum. Dimineață fratele Vins a spus așa: pe muntele schimbării la față au apărut două personaje. Moise și cu Ilie. Ce reprezintă muntele schimbării la față? A doua venire a Domnului Iisus. Suntem curioși să vedem ce vorbea Ilie pe muntele schimbării la față? Pentru că dacă am înțelege mesajul lui Ilie pe muntele schimbării la față, ce predică a rostit Ilie, ce mesaj a rostit Ilie atunci, am înțelege, frații mei, dacă solia lui Ilie este apreciată astăzi. Dacă nu, cumva lucrarea lui Ilie are loc și oamenii așteaptă în viitor venirea lucrării lui Ilie. Mergem în Luca la capitolul 9. Ultimul nostru verset de astăzi, Luca capitolul 9. Și vrem să citim de la versetul 28. Câți am înțeles până acum ce noi am studiat în această ocazie? Slavă Domnului! Fratele Tinsley ne va ajuta să înțelegem despre momentul acesta al sigilării, pregătirea noastră practică. Versetul 28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Și pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie. Hai să vedem despre ce vorbeau. Care se arătaseră în slavă și vorbeau despre ce? Sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Care a fost mesajul lui Ilie către Domnul Hristos?
L-a anunțat în primul rând că se apropie o persecuție. Biserica și statul este în fața ta. În timpul meu, parcă-l văd pe Ilie spunând, a fost Izabela și cu Ahab. Doamne, fii puternic! Cu alte cuvinte, frații mei, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă noi trăim într-un timp în care nu auzim mesaje care să atragă atenția copilului Dumnezeu despre apropierea persecuției, despre impunerea semnului fiare, despre evenimentele profetice, despre timpul în care noi trăim și mai mult despre lucrarea de pregătire pentru aceste evenimente, suntem noi în preajma mesajului lui Ilie? Nu. Iar spuneți-mi dumneavoastră, mesajele acestea sunt predicate astăzi? Mesajele acestea sunt transmise cu putere astăzi în mijlocul poporului Dumnezeu. Dumneavoastră observați că solia lui Ilie este disprețuită. Ba chiar această solie este pusă pe seama celui rău învățam aseară. Și Dumnezeu dorește să ne trezească. Ultimele noastre citate în această ocazie, am vrea să le citim. Noi suntem aici, iubiții mei frați, aici suntem noi. Semnul fiarei curând va fi impus. Ascultați, un mesaj adresat de sora White conducerii bisericii. Dacă oamenii din conducerea conferințelor noastre nu primesc acum solia trimisă lor de Dumnezeu și nu vor intra în rânduri pentru a acționa, comunitățile vor suferi pierderi mari. Când veghetorul, văzând sabia că vine, sună clar din trâmbiță, atunci oamenii din rânduri vor transmite mai departe ecoul acestei avertizări și astfel toți vor avea ocazia să fie gata pentru luptă. Dar adesea conducătorii au ezitat părând a spune: să nu ne grăbim prea tare, trebuie să fie o greșeală, trebuie să fim atenți să nu dăm o alarmă falsă. Chiar ezitarea și nesiguranța din partea lor sunt un strigăt care vrea să spună pace și liniște. Nu vă alarmați, nu vă neliniștiți, mai este mult, mult mai mult de făcut în cazul acestui amendament religios decât se crede. Această agitație se va potoli. Cu alte cuvinte, stați liniștiți, semnul fiarei nu vine. Vă anunțăm noi dacă se va întâmpla ceva. Frații și surorile mele, ascultați cu atenție. În felul acesta ei neagă în mod categoric mesajul trimis de Dumnezeu și avertizările care erau destinate să trezească comunitățile, ca nu cumva acestea să nu-și facă lucrarea. Trâmbița veghetorului nu sună clar și poporul nu se pregătește de luptă. Veghetorul să fie atent, ca nu cumva prin ezitarea și întârzierea lui, sufletele să fie lăsate să piară și sângele lor să fie cerut din mâna lui. Nu vă agitați, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic, nu ascultați pe Ilie, sunt doar alarme false, stați liniștiți. Frații mei, spuneți-mi mie, se fac pași concreți pentru impunerea semnului fiarei în întuneric. De ce n-auzim lucrurile acestea? De ce, frații mei? Ascultați ce spune ultimul nostru citat. Am așteptat ani de zile ca o lege duminicală să fie promulgată în țara noastră. Acum că mișcarea este chiar asupra noastră, întrebăm, își va face poporul nostru datoria în această problemă? Oare să nu asistăm noi încă la înălțarea standardului și să nu-i chemăm în rânduri pe cei care au respect și prețuiesc libertatea lor religioasă și privilegiile lor? Se apropie repede timpul când cei care aleg să asculte mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni vor fi făcuți să simtă mâna supritorului. Veghetorii să ridice acum vocea, să transmită solia care este adevărul prezent pentru timpul acesta, să le arătăm oamenilor unde ne aflăm în prezent în istoria profeției și să căutăm să trezim lumea la conștientizarea valorii și privilegiilor libertății religioase de care ne-am bucurat atâta timp. Frații și surorile mele, Domnul Iisus vine. În curând, piesele de șah ale lumii se vor pleca cu toți înaintea regelui. Papalitatea va obține ceea ce a clădit.
ani de zile. Ani de zile care au fost folosiți în pregătirea căii pentru impunerea unei închinări false prin lege. Și de aceea Dumnezeu spune înainte de ziua cea mare și înfricoșată, înainte de momentul persecuției Domnului Hristos, cerul l-a trimis pe cine? Pe Ilie. Câți dintre dumneavoastră ați înțeles astăzi despre ce noi am vorbit? Câți ați înțeles, fraților, cu adevărat trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ? Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată că aceste solii profetice au de-a face cu solia lui Ilie pentru timpul acesta. Nu numai înțelegerea timpului, toată săptămâna am învățat și despre pregătirea sufletelor noastre în vederea acelei crize. Amin? Vă invit să ne rugăm la sfârșit. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul tău care îl găsim în Sfânta Scriptură. Îți mulțumim pentru avertizările pe care tu ne le oferi, Doamne, la timp. Ajută-ne să înțelegem că venirea ta este foarte aproape. Vedem ultimele mutări în acest joc pentru sufletul nostru sunt făcute. În curând, lumea noastră va fi luată în stăpânire de puterea celui rău. Te rugăm, ajută-ne tu să luăm atitudine de partea ta și să fim un Ilie, Doamne, pentru aceste vremuri din urmă. Un Ioan Botezătorul, solia Îngerului al Treilea, neprihănirea Domnului Hristos, viața sa, ascultarea sa să fie manifestate în viața noastră, ca apoi să putem avertiza pământul acesta. Îți mulțumim că tu ne arăți, suntem aproape de venirea ta. Dă-ne putere să trăim viața ta, Doamne Dumnezeule. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.